Bună ziua, dragilor! Sunt Bianca Comănici și mă bucur să ne revedem la culisele iubirii. Invitata mea de astăzi este Dea. O cunoașteți foarte bine pe Dea. O putem numi artistă, pentru că în ultima perioadă a scos deja două piese despre care vom vorbi mai multe astăzi. Bună, Dea, ce faci? Bună, Bianca! Mă bucur să te revăd. Mulțumesc pentru invitație. Fac foarte bine. Ți-a plăcut prezentarea? Da, ești artistă. Mulțumesc. Ești artistă pentru că, într-adevăr, piesele pe care le-ai scos sunt de o calitate destul de bună, aș zice. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru compliment. Facem ceea ce simțim în momentul de față și mă bucur foarte mult și sunt foarte mândră de faptul că a doua melodie am făcut-o împreună cu Manu. Cred că pe toată lumea a surprins vocea lui Emanuel în piesa voastră. Cum de? Păi, cum de? Manu, lui îi place foarte mult muzica în general și m-am ținut foarte mult de capul lui pentru că eu știu, el poate oricum mult mai mult de atât. Ai simțit treaba asta? Ai simțit că are acest talent? L-am simțit și mi-am dat seama pe parcurs, pentru că el ținându-se atât de mult de capul meu să fac muzică, eu în perioada asta l-am descoperit pe el, pentru că scria versuri, încerca să-mi compună tot felul de melodii, ascultă foarte multe beat-uri și prin asta eu l-am descoperit pe el, că mai stai puțin, că tu ai de fapt voce, el are voce, e foarte melodic. Și am ajuns până la urmă să facem piesa asta împreună după mult. I-a trebuit foarte mult curaj să fac asta. Dar sunt foarte mândră de el și de noi. Ai două piese, na? Așa cum am spus, Galaxii și Noi Doi. Care piesă îți place mai mult? Noi Doi, bineînțeles. Noi Doi e o piesă... Nu am scos-o... Piesa asta a fost scoasă pur și simplu pentru noi doi, pentru sufletele noastre și pentru a celebra relația pe care o avem și punctul în care am ajuns astăzi, unde suntem foarte bine. Revenim și la piesa Noi Doi, dar vreau să știu despre piesa Galaxii. A ajuns la succesul la care te-ai fi gândit tu atunci când ai scos-o sau înainte? Nu am avut niciun fel de așteptări. Nu am avut așteptări și cred că din motivul ăsta m-am bucurat de fiecare mic succes, putem să spunem. M-am bucurat pentru fiecare comentariu, pentru fiecare like, pentru fiecare, nu știu, încurajare și da, a fost ok. Și faptul că nu am avut așteptări, cred că asta a fost bine. Am văzut că la piesa Noi Doi ați recreat, ați vrut să faceți ceva unic, din punctul meu de vedere, pentru că ați recreat primul vostru date de la mare, în Casa Iubirii, în care v-ați... A fost unic acel date? Date-ul ăla a însemnat foarte mult pentru noi. A fost ceva special, a fost ceva, nu știu, acolo mi-a spus el primul te iubesc. Acolo am avut primele apropiere așa mai intime, mai... A fost despre noi. A fost foarte, foarte, unic, pot să spun. Și ideea cu acest videoclip ne-a venit într-o noapte în care stăteam și ne gândeam, bă, oare cum să facem, ce să facem când a piesa e despre noi? Hai să mergem la mare. Stai, noi am avut la mare date-ul, hai să recreăm. Am luat legătura inclusiv cu persoanele din Năvodari, persoanele care ne-au adus cai la date-ul pe care l-am avut în emisiune. Am luat legătura cu aceleași persoane și s-au bucurat foarte mult, de exemplu. Au fost foarte încântați și da, chestia asta cu caii a fost ceva superb. Vreau să-mi spui cum v-ați simțit acum la acest date și cum vă simțeați atunci. Adică sunt așa niște sentimente pe care le-ați resimțit odată cu acei pași pe care i-ați călcat acolo, pe același nisip. Erau aceiași cai? Nu a fost același cal.
De data asta am avut doar unul, pentru că nu am avut, a fost foarte din scurt. Înțeles. Și da, de data asta am avut doar unul, dar sunt foarte, foarte încântată. Te văd un pic așa nostalgică, parcă ai rămas cu gândul acolo la... Da, sunt foarte, niște emoții foarte faine am avut. Am fost foarte emoționată. Că tot vorbim despre noua piesă, știu că Bianca ți-a scris versurile piesei. Da, Bianca ne-a scris o parte din text, refrenul este scris de mine și de Manu și Bianca a completat, practic, versurile. Cum ați reușit să mențineți această prietenie a voastră? Am reușit să o menținem până la un punct. Eu cu Bianca nu mai vorbim în momentul de față, dar a fost frumos atât cât a fost. S-a încheiat relația de prietenie după atâta timp. Cred că da. Sau crezi că relația voastră era diferită în casă? Ați fost diferite acum în afară? Ai văzut-o altfel pe Bianca? Sau ce s-a întâmplat? Sau v-ați certat dintr-un lucru mărunt? Nu știu neapărat dacă este un lucru mărunt. Poate că a fost și un lucru mărunt care în timp s-a transformat mai mare. Zicala cu în timp cunoști omul este adevărată. Și în timp ne-am cunoscut și noi, am cunoscut-o pe ea, au fost lucruri care m-au deranjat, pe care am încercat să le comunic, dar atunci când o prietenie este și orice fel de relație este despre amândouă părțile și atunci când se merge doar pe o parte e puțin mai greu. Și eu nu vreau să fie doar despre o parte, eu vreau să fie despre amândouă și atunci m-am retras. Să înțeleg că din partea ta a venit separarea, despărțirea. Na, eu acum pot să spun doar din punctul meu de vedere și punctul... Eu, în general, sunt persoana care încearcă să înțeleagă amândouă părțile. Și încerc să comunic și încerc să vorbesc și să spun, mai uite, asta, 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 tu cum vezi? Da, poate că a venit doar din partea mea, poate că și a avut supărările ei și atunci s-a terminat. De când nu ați mai vorbit? De câteva săptămâni. Are legătură cu muzica? Nu are legătură cu muzica, are legătură strict cu felul în care comunici, felul în care te comporți cu persoanele care sunt lângă tine. Răspunde mai greu la telefon? Că ne-a zis că nu prea stă pe telefon. Eu știu cum e, iar asta nu mă deranjează. Nu mă deranjează și eu am zile în care răspund foarte greu. Asta nu este un motiv pentru mine de despărțire. Te-a trădat în vreun fel? Adică, care e motivul real? Au fost situații în care nu m-am simțit respectată și în care nu m-am simțit auzită. Nu înțeles. Nu m-am simțit poate înțeleasă. Când eu încerc să-ți explic ce se întâmplă cu mine și ce mă doare și tu durerea aia a mea o întorci despre tine și practic ceea ce spun eu nu mai contează. Nu înțeles. Deci nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Nu reușesc. Am fost pe aceeași lungime de undă atunci, atâta timp cât a fost bine. Când nu este bine, trebuie să fie doar despre o parte. Și atunci... Nu crezi că te va afecta pe viitor această decizie? Că până la urmă Bianca te-a ajutat și în piesa Noi Doi și în Galaxii. Nu o să-ți fie mai greu acum, pe viitor? Să mai scrii o altă piesă? Nu, de ce să-mi fie greu? Bianca, într-adevăr, m-a ajutat cu aceste piese, dar nu este că totul depinde doar de ea. Te-ai gândit? Adică ai un backup la alte persoane care te-ar putea ajuta sau vrei să faci tu treaba asta? Bineînțeles, avem backup-uri, sunt doamne, dar câți oameni talentați sunt. Uite,
E chiar o fază foarte mișto. Am primit de la susținători poezii scrise de ei. Îmi trimit poezii scrise de ei și îmi spun, poți să încerci să cânti poezia asta. Adică, întotdeauna când se închide o ușă, se vor deschide alte 10, asta una. Și doi, nu cred că mă afectează lucrul ăsta atât de tare. Nu. Mă afectează strict prietenește, m-a afectat. M-am simțit foarte rău, dar nu... La un moment dat în viața am decis că nu vreau să am oameni care mă fac să mă simt urât. Nu vreau asta în viața mea. Emanuel, ce părere are? Emanuel, dintre noi doi, el este persoana mai pașnică, așa, și el întotdeauna zice, haide, bebe, da, lasă de la tine, da, haide, da, te rog, da. Lui nu-i place toată situația asta. Da, na, până la urmă. Da. Ne întoarcem puțin la tine și Emanuel. Știu că foarte multă lume vă întreabă și v-am întrebat. Da. În continuare, unde se întrebați? Bine, ca orice alt cuplu, mamă, când vă căsătoriți, când faceți un copil, când vin și eu din nou cu întrebare. Când ne căsătorim? Când vă căsătoriți. Când o să mă întrebe. Oh, adică o să înțeleg. Eu nu am fost niciodată genul de femeie care să aibă țelurile astea în viață. Vreau să mă văd măritată și cu copil. Nu am asta. Pur și simplu o las de la sine. Dacă acum mi se pare că ești un pic mai deschisă către chestia asta decât până acum. Te-am mai întrebat și am mai întrebat și oameni. N-ai mai răspuns așa. S-a schimbat ceva între timp? Sunt... cu mult, 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 mult mai sigură pe relația pe care o avem acum. Te gândeai, Andreea, că o să ajungi în punctul ăsta? Când te-ai înscris în emisiune? Doamne. Când l-ai cunoscut? Am intrat în emisiune să fac vacanță în România, că eu nu fusesem de nu știu câți ani în România. Și am ieșit după 5 luni, îndrăgostită lulea, n-aveam habar de nimic, m-am mutat în România, nu cunoșteam pe nimeni și uite așa am început de la zero. Primul an a fost cel de cunoaștere, într-adevăr, cunoașterea aia adevărată, adevărată. Și acum suntem la stadiu în care foarte greu ar putea ceva să ne dea peste cap. Îmi amintesc că certa voastră când ai vrut să pleci. Când am vrut să plec, să da, eram, dai, eu plec. Nu, stai! Nu, eu plec, bine, pleacă! Da, au fost momente tensionate, e normal, ca în orice relație, dar e foarte fain. Acum, na, pot să zâmbesc și să râd despre situațiile alea pe care le-am avut. Dacă am fi renunțat atunci amândoi, nu am mai fi fost astăzi împreună. Da, na, iubirea e mai puternică și e foarte frumos să iubești. Noi mereu vă dăm exemplu atunci când vorbim cu un cuplu și uite că am pielea de găină. Mereu când ne întâlnim cu un cuplu, când vine aici la mine, vă dau exemplu pe voi. Pentru că, într-adevăr, sunteți cuplul cel mai puternic care a demonstrat, a trecut prin atâtea și prin gura lumii care nu credea deloc în voi, dar deloc. Adică nici măcar 50-50 era... Nu, nu o să fiți, este diferența de vârstă. Cred că din 10.000 de oameni doar 2. Și uite că ați ajuns în acest punct în care tu spui vei să mă ceară. Dar pe partea asta la altă, la cu bebe? Să fiți trei, îți mai vine așa câte un gând uneori? Mă, nu, nu. Noi am vorbit așa. Pentru că, na, poți să sunt o groază de metode în care poți să previi, poți să nu știu ce, da? Noi nu ne gândim acum la un bebe, nu ne dorim. Nu lucrați pentru asta. Nu lucram pentru asta și nu mă văd acum în situația asta, mamă. Doar că dacă ar fi să se întâmple, pentru că mereu este procentul ăla de 1%, da. Nu ne-am speriat. Adică ar fi ok. Ați luat-o ca pe un semn. Exact. Și faptul că el, ca și bărbat lângă mine, spune, băi, eu mi-asum, în cazul în care eu sunt lângă tine, ăsta aici, reușim cumva, atunci pe mine chestia asta mă liniștește, știi? Noi femeile oricum asta căutăm.
Din partea bărbatului, să vedem că... Siguranța că dacă... Că na, am mai avut relații și dacă venea vorba despre asta, era... Da. Și atunci, eu ca femeie, ce siguranță să am în tine? Dacă ar fi să se întâmple și știu că omul de lângă mine pe care eu îl iubesc și în care am baza, el ar spune în momentul în care vine un copil, atunci ce rost mai are relația asta? Dacă eu nu pot să am siguranța 100%, nu 99%, 100% în tine. Dar el, siguranța asta de când? De fapt, de când ai simțit siguranța asta? La urmă, a venit vorba despre subiectul ăsta. Și bănuiesc că din răspunsurile lui ți-ai dat seama că n-a zis el da, vreau sau da, nu sunt, a zis da, nu sunt împotrivă sau da, o să accept sau... De când a venit, spui? Sau da, de când ai simțit tu sau de când răspunsurile lui au fost pro? Din momentul în care relația noastră a început să devină din ce în ce mai sigură. Din momentul în care el a început să fie mai sigur pe mine și eu pe el. Din momentul în care ne-am dat seama că putem să ne bazăm pe orice și în orice unul pe altul, cred că atunci a început și el să fie mai relax. Știi? Nu am înțeles. Da, e un subiect oricum destul de interesant și sunt sigură că și oamenii... Cred că și bărbații au nevoie de siguranța asta, nu doar noi femeile, știi? Adică cred că și un bărbat are nevoie să știe că, bă, femeia asta trage cu mine și e acolo, atunci eu pot să-i ofer aceeași siguranță, cum și ea mi-o dă mie. Că și bărbații sunt foarte nesiguri. Mama copilului, adică da. Și pentru ei e important, e un aspect important. Da. Bine, e clar că te vede, nici nu ne mai gândim că nu te vede. Bărbații oricum au chestia asta de, știi, când îți alegi partenera, tind să te duci spre, nu știu, ceea ce ai avut acasă. Știi? Și dacă ai o persoană, femeia de lângă tine, care mă îngrijește, are grijă, mai face și o mâncare. Eu nu sunt genul care, nu știu, se începe clasicul ăsta. Eu, femeia la, cum îi zice, să fac mâncare și să spăl și să... Le fac pur și simplu că asta e viața și trebuie să mai faci o mâncare, mai trebuie să și calci, mai trebuie să și așa. Dar tu, ca bărbat, când te simți ok... Atunci poate ai, știi, chestia asta de, bă, uite, ar putea să se ocupe și de un copil, știi? Care a fost ultima voastră ceartă? Ultima noastră ceartă? Cred că săptămâna trecută... Erați tensionați din cauza piesei. Știu că ai avut o problemă, nu reușeați să încărcați videoclipul. Da, nu am reușit să încărcăm videoclipul, dar nu pe partea asta. Certurile la noi nu mai sunt atât de profunde. De profunde. Și ne certăm, ne înțepăm mai mult. Este temperamentul așa când suntem foarte, foarte obosiți și foarte tensionați. Și atunci ne descărcăm unul cu altul și după aia ne uităm unul altul și zicem, mă mai vezi, ce mai vezi, mai bine. Și se duce tot. Până la urmă, cine își cere scuze primul? Manu. Și bănuiesc că îți place. Adică toate ne dorim să vină din partea lor. E foarte frumos pentru că așa am învățat și eu să-mi cer scuze. Pentru că nu eram persoană, eu eram mai orgolioasă. Și el m-a învățat pe mine să las din orgoliu. Și de asta spun mereu, lăsați din orgoliu. Pentru că face bine. E foarte bine să știi să lași din orgoliu. Care a fost cel mai greu moment al relației voastre? Nu acela, nu? Când ai plecat. Când voiai să pleci. Nu acela. Și el a fost un moment greu. Cred că cel mai greu, pentru mine acum, din perspectiva mea, ți-o spun, a fost, cred că cam aproape după un an, în care eu am clacat, pur și simplu, emoțional și din toate punctele de vedere și vroiam să mă întorc acasă. Și vroiam ca el să vină cu mine și simțeam că România nu este ceea ce îmi trebuie mie și nu... Eu încă nu m-am acomodat aici. Știi, mi-e foarte greu să mă acomodez cu oamenii, cu stilul de viață, cu tot.
Și atunci am clacat și nu vreau să mă despart de el în asta în niciun caz, dar simțeam că nu mai pot eu. Nu mai pot. Și tot el m-a ajutat să-mi revin. Tot el e foarte, foarte mult mă ajută. Doamne, nu știu. Sunt atât de mulți oameni care zic, el e un copil la vârsta lui. Nu. E mai bărbat ca mulți alți bărbați. Dar explicăm puțin. De ce această stare? Cu ce este diferită Germania de România? Ce te face să te simți diferit acolo? Nu știu. Pentru că acolo am crescut. Acolo am făcut școala. Acolo am făcut... Acolo am trăit. Este, cred că, același lucru ca pentru un om care și-a trăit toată viața aici în România și se duce în altă țară și spune, păi nu mă simt ca acasă, eu vreau acasă, vreau înapoi în România. Cred că este același lucru. Nu e ceva special, nu e nimica wow pentru mine, știi? Sau poate și pentru alți oameni. Pur și simplu acolo am crescut. Acolo mă simt eu acasă. Trecem la subiecte mai tensionante. Uh-huh. Foști concurenți din casă care s-au despărțit. Da. Vlada și Anthony. Da. Care s-au mutat imediat după emisiune. Uh-huh. Acum, din păcate, s-au despărțit. Și din ce înțeleg eu, este cam definitiv. Da. Din păcate. Cu toate că sentimente au fost... Am și văzut câteva story-uri ale Vladei. Mm-hmm. Cu scrisori pe care le-a primit, un trandafir ofilit, a păstrat ca amintire. Da. Sigur mai sunt sentimente acolo. Dar din păcate n-au reușit să treacă peste un hop. Mm-hmm. Care din păcate nu știm pentru că n-au mărturisit adevăratul motiv al despărțirii. Da. Tu ce crezi că s-a întâmplat între ei? Mai, crezi că i-a afectat faptul că s-au mutat imediat? Nu știu neapărat dacă asta este un motiv. Și eu și Manu ne-am mutat aproape imediat după terminarea emisiunii. Nu v-a fost greu? Ne-a fost greu. Majoritatea copilor așa susțin că le-e foarte greu la început. Da, normal. Când se mut. Pe atunci cunoști tu omul. În casă nu cunoști absolut nimic, știi doar... că e frumos, îl vezi machiat în fiecare zi, frumos îmbrăcat și cam atât. Cunoașterea adevărată e afară. Eu i-am cunoscut pe ei, noi am fost câteva săptămâni, am petrecut destul de mult timp împreună și Vlada, mi-e foarte dragă Vlada. Nu știu, ca femeie ai nevoie de anumite, uite că vorbeam de siguranță și omul de lângă tine să-ți fie, eu nu cred că a avut asta din partea lui. Nu știu, când omul de lângă tine te trimite la muncă și spune că tu trebuie să te duci la muncă și eu îmi fac banii din TikTok, te simți puțin ca femeie, cred că ciudat. Crezi că ăsta ar fi motivul? Că nu i-a oferit? Mm. Adică îl iubește? Pentru că îi apare că mai ales sentimente. De iubit îl iubește pentru că ea a încercat și a dat foarte mult în relație. Au făcut acest compromis, s-au mutat unde stăteau împreună în București. Însă el susține că el oricum s-ar fi mutat. Adică nu părea că ar fi făcut compromisul acesta pentru ea. L-a făcut pentru că oricum era... Da, dar bineînțeles că acolo a fost puțin mai mult pentru el. Ea a ținut foarte mult la el și probabil că, cum ai spus și tu, încă sunt sentimente acolo la mijloc. Doar că, nu știu, o femeie are nevoie de mai multe lucruri din partea unui bărbat. Și când nu le primești, hai că trag, hai că fac, hai că încerc, hai că mai trec peste, te iert și te iert până se ce tot. Cam asta e. Bărbatul profită și zice că hai că mă mai iartă încă o dată, hai că mă așa și... Crezi că există șanse să se împace? Nu. Și dacă ei s-ar mai împăca o dată, cred că Vlada s-ar duce și mai în jos. Ea ca persoană, ca și suflet vorbesc, ca și prezență. Pentru că ea, când era, uite, aveau dăți în care poate mă vedeam doar cu ea și era cu totul altfel. Vorbeam foarte mult, râdea tare, vorbea tare, era cu vlagă, știi?
Și în momentul în care intrau băieții, buh, niciun sunet. De ce crezi? Timiditate? N-ai cum să ai timiditate cu omul cu care locuiești împreună. De unde timiditate? Păi timiditatea aia la un moment dat se duce. N-ai... Ceva acolo a făcut-o pe ea să se simte extrem de inconfortabil. Și oamenii pe care sunt cu ei față în față și au stat, au avut întâlniri cu ei, au văzut lucrul ăsta. Că ea era întotdeauna mai tăcută în prezența lui. Păi, când ești cu omul care, pe care îl iubești și omul cu care te simți cel mai sigur, păi poți să fii tu în toată splendoarea ta, ca o floricică așa, te înflorești, că ești îndrăgostită, îl iubești, omul ăsta te apreciază, te ridică. Nu, ea nu. Ai iubit-o? Ea era... Ai iubit-o, Antonie? Știu, nu pot să vorbesc despre asta, pentru că nu știu... Nu știu ce înseamnă iubirea pentru el. Despre o femeie pot să spun că femeile noi ne dorim, da? Dar pentru Anthony, nu știu ce înseamnă pentru iubirea pentru el, dar nu, nu a iubit-o cum trebuie, poate. Ca ea să poată să înflorească lângă el. Anthony este prieten foarte bun cu Radu. Și voi sunteți. Am fost. A fost. V-ați certat și cu Radu? Ce s-a întâmplat? Am încheiat. Colaborare. Am încheiat colaborarea, da. Ce s-a întâmplat? Ai, au fost discuții, nu știu, eu cu Manu suntem genul de oameni care ne place să trăim frumos și ne place să trăim în pace și ne place să respectăm oamenii de lângă noi și ne place să primim același respect înapoi. Și atunci când asta nu se întâmplă, spunem la revedere. Cam asta e. Da, au fost, s-au certat la un moment dat. Nu știu, Anthony cu Radu sunt... nu știu, dacă astăzi se ceartă și se ceartă la cuțite, a doua zi trec peste. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Eu nu sunt genul de persoană care să accept să mă înjur și să mă faci în toate felurile și a doua zi să spun, a, bine, trecem peste. A fost cazul de așa ceva? Da. Înțeleg. Și motivul? Muzica? A fost muzica motivul? Nu, nu. Au fost niște prostii, așa, nimica care să aibă sens, știi? Dar nu... Modul de abordare, modul de... Nu este cu ceea ce vrem noi și cu ceea ce ne dorim noi. Înțeles. Vreau să vorbim și despre ultimele noutăți din Casa Iubirii. Au fost niște subiecte foarte interesante în ultimele zile. Da. O gală foarte grea. Ce părere ai despre ce s-a întâmplat între Alena, Marius și Ștefan? Wow! Da, este o dramă totală acolo. Foarte dramatic. Ce se întâmplă? Da. Sincer, nu am urmărit sezonul 3, dar bineînțeles că m-am uitat la ultimele, mai ales gala și ultimele episoade. Este, da, foarte dramatic. Au fost foarte discutate. Extraordinar de discutate. Cred că n-a fost atât de intens până acum sezonul, da, 3. Și eu am cum s-a trăit asta, da, gala asta. S-a plâns foarte mult. Crezi că Marius a procedat corect? El spunea că ține la ea și cu toate astea a ținut să o acuze. Să o scoată așa în față. Cumva, dacă nu poți să te am eu, atunci nu o să te aibă nimeni. Și mă descalific cu tine. Cam aia e. Dar crezi că el a vrut vreodată? Nu știu dacă l-a vrut, dar dacă ea spune că nu, păi... Crezi că i-a fost frică de judecata oamenilor? Poate. Pentru că ea era deja într-o relație cu Ștefan. A doua zi după gală, Virginia a susținut faptul că Alena s-a mai văzut un alt băiat. Un băiat din exterior.
un băiat care a venit până la hotel să stea de vorbă 2 minute cu ea. Nu știu ce să spun despre povestea asta. Poate să fie adevărată și poate să nu fie adevărată. Doar că în capul meu, pentru logica mea, nu prea are logică. E ca și cum ar spune că Alena ar fi vrut să se întâlnească cu 2 băieți, unul după altul, adică cu prietenul Virginie și după se întâlnească cu Marius. Adică, cine face asta? Cum? 2 minute acolo, 2 minute acolo? N-are sens. Că toată lumea știe ce înseamnă 2 minute. Adică 2 minute niciodată nu sunt 2 minute. Ștefan a fost lăudat în casă, chiar și de fete. Da. Pentru că pare un băiat bun, sensibil. Uh-huh. După ieșirea Alinei, a primit o provocare să dea smash or pass și a dat Larisei smash. Și okay. Nu doar Larisei, și Ștefaniei, și Juliei. Crezi că vrea să-și îndrepte deja atenția către altcineva? Nu cred neapărat asta. Eu cred că el este foarte rănit și face asta din orgoliu. Pentru că altfel n-ar fi... Eu cred că el a ținut la ea, la Alena. Altfel nu ar fi protejat-o sau încercat să o protejeze. Că am înțeles că el știa asta de mai mult timp, nu? Da, am înțeles că auzise. I-a arătat Marius. Da. Și dacă nu ar fi ținut la ea, cred că ar fi venit în emisiune și ar fi zis, să fi făcut, nu știu, o dramă. Dar totuși alegerea lui a fost să o protejeze în primul pas. Tu crezi că Larisa ar putea să treacă peste ce s-a întâmplat? A avut ceva și cu Patrick și să meargă înapoi cumva către Ștefan, pentru că ea mai a încercat să îndrepte către el? La Larisa orice e posibil. Ar putea să o facă. De ce nu? Larisa, din păcate, n-a avut relații. Își dorește să intre cineva nou în casă. Ok. Dar a încercat cu Patrick. Puțin, dar a încercat. Crezi că se potrivesc? Optic, cred că se potrivesc. Da. Da. Cred că toate gândurile astea în casă, toate scenariile, filmele, paranoia pe care o are fiecare, te împiedică să poți să-ți faci o relație în adevărat și să-ți faci cuvântul. Plus că deja este sezonul 3 și nu știu, la noi în sezonul 1, poate că și de asta eu cu Manu am avut așa norocul ăsta, în sezonul 1 noi nu știam despre ce este vorba. Nu... eram așa mai puri, știi? Mai neîndemânatici. Și atunci noi ne-am bazat, eram bazați așa, unul pe altul. Și am zis, bă, noi ne ținem de mână și mergem înainte. Au fost câteva cupluri în ultima perioadă, printre care și Alena cu Ștefan, care nu mai sunt într-un cuplu, Robi cu Virginia, care pare că s-au distanțat puțin așa de când a plecat Alena. Oare de ce? Alena a susținut că ei s-au întâlnit și afară. Dacă ar fi fost așa, cred că ei și-au vorbit mai multe, dacă chiar s-a întâmplat așa ca ei să se fi văzut. Și nu au curajul să spună ceea ce gândesc sau ceea ce s-a întâmplat acolo de fapt între ei. Pentru că în casă, nu ai mai mult, nu te vezi mai mult de 10-15 minute, nu ai cum să discuți anumite chestii. Robi uneori pare că uită că ar fi într-o relație. Au fost câteva momente din timpul săptămânii în care el părea efectiv că e singur. Când s-a vorbit despre o fată nouă, a fost singurul care a reacționat. I-a dorit o fată brunetă, cu ochii mari, la 1,70 m. A susținut că Virginia este mică de statură, da? Da, Robi, cred că e... Na, Robi e genul de bărbat care aproape tuturor fetelor le place. El fiind acum în emisiune, are atât de multă atenție din partea oamenilor. Când merge acum în club, iese cu băieții, bineînțeles că, na, o groază de fete, de femei frumoase, na, te mai fac să uiți și că poate mai ai o iubită de emisiune. Adică,
El i-a spus și Julie. Când Julie i-a spus, știu că mă iubești, și a zis te iubesc ca, pe, ca un om, atât. Ca un om. Wow, da. Cred că ego-ul lui e foarte sus acum. Nu înțeleg. E foarte sus și atunci se simte, na. Virginia a spus că ea crede cumva că el ar vrea să se despart. Dar el a zis că nu, că nu, că nu vreau să mă despart de tine. Ok. Dacă ar fi să se despartă cei doi, din partea cui crezi că ar veni? Cred că din partea lui ar veni. Pentru că ea apare așa mai indulgentă, poate puțin, care ar putea să treacă peste mai multe lucruri din partea lui. Și cred că el, la un moment dat, o să se plictisească. Cam asta cred. Poate el, din plictiseală, ar zice, da, uite că eu am zis. Eu am zis că nu vreau să mă despart de tine. Eu am zis că nu mă despart de tine. Și după, la un moment dat... Crezi că ea îl iubește? Nu, nu cred că e vorba de iubire acum atât de repede. Dar nu bag mâna în foc, că la noi a fost repede. Deci nu bag mâna în foc. După cât timp ai simțit că îl iubești? Și nu mai țin minte. Eu i-am spus-o oricum mai târziu decât el mie. Și i-am spus-o așa fără să-mi dau seama. Și țin minte că el mi-a zis-o mie în afara camerelor. Eram la o benzinărie în drum spre date, primul nostru date. Eu i-am spus-o lui în casă, era o zi normală, la câteva, cred că erau vreo 2-3 săptămâni după date, o zi normală în care eu fusesem în casa băieților și vreau să mă duc, trebuia să mergem în casa fetelor. Și l-am pupat și am zis, a, te iubesc. Dar a ieșit așa, fără să-mi dau seama. Deci, da, se poate să fie repede. Acum, da, nu știu. Poți să spui așa, uite, pe final. Un mesaj pentru Emanuel la camera. Pentru acolo. Emanuel? Da. Un mesaj așa din suflet. Că nu v-am mai văzut de mult, nu ai știu cum valentați voi doi, cum vorbiți voi doi. Un mesaj acolo la cameră. Trebuie să mă ieși în cameră? Te rog. Te iubesc foarte mult. Și ești omul meu preferat, așa cum să zic în fiecare zi. Ești omul meu preferat și ești și coala meu preferat. Ce să-i mai zic? Nu știu ce să-i zic. Mă emoționez. Mă emoționez, jur că mă emoționez. Îl iubesc și atât, că el știe că eu îl iubesc. Știi de ce am vrut să aud cum sună o declarație? Pentru că ai spus că îl iubești și e evident după atâta timp... Dar eu nu mă satur să-i spun că îl iubesc. Păi asta spun despre asta este iubirea. Da. Am vrut să văd cum sună pentru că o să mai pun concurenții care vor veni să facă declarații. Și care sunt la început și să facem așa o diferență. Cum sună? Ca să vedem, la urmă, cum e iubirea asta. Eu acum sunt mai îndrăgostită de el decât eram la început, mă crezi? Da. Păi așa e iubirea. Asta e, de fapt, sentimentul real. Când începi să iubești cu adevărat. Că simți din ce în ce mai mult. Nu scade. Ca la îndrăgosteală. Că la îndrăgosteală e la nivel maxim și după... Scade. Da. Iubirea crește, crește. Eu am zis asta, cred că și la Ionuț când am fost la podcast. Eu nu știam că eu pot să iubesc așa, în felul ăsta, așa frumos. Și e foarte fain. Și asta, jur, doresc la toată lumea, să se simtă așa. E foarte fain. O să vă dăm exemplu în continuare, bineînțeles, pentru că sunteți. Și vă dorim să vă iubiți în continuare. Mulțumesc. Să vă meargă bine, așa cum vă propuneți. La fel, mulțumim la că mi-ai acceptat invitația, te mai așteptăm și vă mai așteptăm. Venim cu mare drag. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi, sper că v-a plăcut această ediție, după cum ați văzut, este despre iubire. Așa că vă rog acolo, în secțiunea de comentarii, să lăsați comentarii despre Andreea și Emanuel și despre copil și despre căsătorie. O seară frumoasă!